Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Un caz de Republica Fantastică România. Unii judecători din țara asta par să trăiască în cu totul altă țară, una imaginară. Poate ca țara minunilor, ma lui Alice, unde totul este magic, haotic, contrar logicii elementare. Ultimul exemplu e o decizie pronunțată de un judecător din județul Vaslui, care a hotărât că școala nu poate pune nota 1 unui elev la o examinare dacă întrebările de la materia respectivă nu sunt din materia predată chiar în anul respectiv. Deci cum ar veni potrivit acestei decizii dacă la matematică ești întrebat în clasa 8-a, să zicem, cât fac 2 ori 2 și tu nu știi? Profesorul de mate nu are dreptul să-ți dea notă proastă, pentru că asta s-a învățat în clasa 1, cred, nu știu, când se mai învață tabla mulțirii. Deci dacă nu e din anul respectiv, papa. Sau a doua, ceva. Eu am învățat într-a doua, dar acum înțeleg că se învață mai devreme. Să vă explic. Deci anul trecut, un elev de clasa 6-a, de la Colegiul Național din Iași, a luat nota 1 la o testare de la materia muzică. Elevul a greșit complet răspunsul la întrebarea de test, sau la întrebările de test. Vi le și citez. Acestea erau așa, citez: transcrieți pe portativ următoarele note muzicale: do bemol, si bemol, mi bemol, sol, be bemol, re bemol. Identificați enarmonicul sunetelor do bemol și bemol, si bemol, mi bemol, sol, be bemol, re bemol și transcrieți pe portativ. Nu am bemol ia ținut, adică... Da. Mi-a dat ceva cu bemol, asta e. Sincer, habar n-am cum se răspunde la întrebarea asta. Nimeni nu știe. Dar cred că habar n-am să răspund la 80%, cel puțin, din întrebările care ar fi acum extrase din materia pe care a trebuit să o învăț în școală sau la facultate. Probabil că undeva s-au structurat, s-au sedimentat niște informații în creierul meu, dar dacă mă pui să răspund, să arăt cum e si bemol sau nu știu ce, sau cum se face, cum se rezolvă o integrală și nu o integramă, habar n-am, recunosc cinstit. Dar când dădeam examenele respective, tezele extemporale, le știam că aia era treaba mea să învăț. Revenind, elevul respectiv n-a reușit să răspundă corect la niciuna dintre cereri și, în consecință, a fost notat cu 1 de profesor. Deci n-a făcut nimic, el n-a știut. Regretabil, desigur, doar că părinții acestui elev au decis să dea în judecată școala pentru nota asta, da. După ce atât conducerea școlii, cât și inspectoratul școlar le-au respins contestațiile. Ei au făcut reclamații, s-au făcut comisii mai întâi la școală, școala a zis, le-a respins reclamația, s-au dus la inspectoratul școlar cu aceeași contestație și inspectoratul școlar le-a respins și atunci s-au dus în instanță. Nu mulți părinți fac așa când copilul ia o notă proastă, dar mă rog, părinții acestui elev sunt magistrați. Tăticul e judecător, mămica e procurare, deci procesele sunt viața lor. Iar în instanță, judecătorul din Vaslui a hotărât că un elev în România nu poate fi sancționat dacă nu mai știe ce a învățat cu un an înainte în școala românească, pentru că poziționarea notelor pe portativ fusese predată elevului în anul anterior. Și mie unuia o asemenea decizie mi se pare literalmente uluitoare. Poate greșesc, dar asta este părerea mea. Adică decizia neagă însăși ideea acumulării de cunoștințe de-a lungul parcursului școlar. Adică tocmai principiul fundamental pe care se bazează educația școlară. În mintea de... Adică de-aia facem 12 ani. Învățăm într-un an și folosim cunoștințele din anul precedent ca să progresăm în anul acesta. Sunt materii pe care le studiem 12 ani la rând și așa mai, sau 10 ani la rând, nu știu. Dar în mintea de nepătruns a acestui judecător, școala este alcătuită practic din 12 ani separați. Fiecare cu cunoștințele sale, care n-au nicio legătură între ei, anii. Adică, potrivit dânsului, dacă de pildă greșești complet o problemă de analiză matematică de clasa 10-a din cauza că ai greșit înmulțirile din ecuație, nu poți să fii depunctat. Pentru că tabla înmulțirii ai învățat-o hătă în școala primară și nu se mai pune. Deci de ce ai greșit ecuația? Că ai greșit înmulțirile. Asta e, nu poți să mă depunctezi. Eu știu să rezolv, adică trebuie să știu să rezolv ecuații, nu tabla înmulțirii. Dacă scrii cu dezacorduri cumplite la teza de română, dacă în examen sau în examenul de admitere la liceu, asta nu e nicio problemă, nu? Pentru că acordul între subiect și predicat și restul acordurilor gramaticale au fost învățate, ce știu eu, poate
prin clasa a doua sau a treia, sau acasă, la mama și la tata, nu? Deci, n-ai învățat în anul respectiv acordul dintre subiect și predicat, înseamnă că în clasa a 10-a, când nu se învață acordul dintre subiect și predicat, poți să vorbești, poți să scrii cu dezacorduri. Nu te poate depuncta nimeni. Asta este logica acestui domn judecător. Asta e, decizia pronunțată de Tribunalul Vaslui nu e definitivă. Totuși, se poate face contestație, dar, sincer, eu zic că nici nu mai contează, că precedentul a fost stabilit. Și nu înțeleg cum se raportează justiția din țara asta la realitate. Că parcă suntem, cum spuneam, în Alice în Țara Minunilor. Uh-huh. Aici, logica elementară pare să nu funcționeze la fel. Aici avem regina de cupă, se sărbătorește ne-ziua de naștere, nu? Așa pare. Alice în Țara Minunilor era povestea mea favorită în copilărie musicalul. Poate, uite, reușesc să scot să dăm câteva acorduri spre finalul emisiunii de azi. Dar revenind la fondul problemei, că, ok, în mare așa s-ar putea să ai dreptate. De ce? Pentru că s-ar putea, din câte știu eu, dar nu sunt 100% sigur, profesorii sunt obligați să respecte programa școlară. Adică dacă un profesor, de exemplu, are în programă lecția despre Ștefan cel Mare, da? Îți dau un exemplu. Și acolo se vorbește despre înscăunarea lui Ștefan cel Mare și despre primele lui două bătălii. Da, nu poate să-i întrebe despre daci, că dacii s-au făcut anul trecut, asta zici. Nu poate să-i întrebe despre, nu știu, ultima bătălie, despre cum a murit Ștefan cel Mare. Nu poate nici să le predea altceva decât scrie în program, adică trebuie să se țină de programă. Pentru că am avut discuția asta cu niște profesori, dar în urmă cu vreo 10 ani, de-aia spun că nu știu 100% cum mai e în ziua de azi, și spuneau că nu își pot dezvolta foarte mult orele pentru că sunt obligați să urmeze programa. Și atunci, dacă ești obligat să urmezi programa, tot la fel de obligat e să dai examen din programa predată. Deci ar putea să se fi legat de acest aspect procurorul când a dat în judecată școala și judecătorul când a luat decizia. Dar fundul problemei e altul aici. Ora de muzică. Ce? Bă, nene. Da. M-a terorizat. Eu am cântat în cor. Deci tu ai aici niște probleme, că dar de ce... Și aveam oarecare aptitudini de ce te-au pus muzicale să înveți și materii care nu-ți plăceau? Avem aceeași problemă, nu sigur. Nici mie nu-mi plăceau alte materii, dar asta e mea. Băi, eu sunt de acord, dar sunt materiile astea, să le zicem așa, anexe. Dacă te-au profesorii, colegii mei, profesorii de muzică... Da, muzică, arte plastice, alea de făceai cu plastilină, cu alea, atelier, care nu se mai face, desen... Da, face tic acum, înțeleg. Da? E mai altceva. Eu sunt de acord să se facă. Da. Și știu că sunt anumite beneficii. Chiar dacă tu nu o să cânți niciodată, e bine să ai noțiuni muzicale, că îți dezvoltă o anumită parte a creierului. Da, te învață să în ne dai schimb, și ceva de câte eurodezi. N-aș face din ele. Aș face cumva ca ele să nu mai fie o corvoadă pentru copii. Că ele sunt două variante. Varianta păi atunci să nu mai fie notate. În care pe... Stai puțin. E o altă exact, să asta nu mai fie notate sau să fie notate doar în situații de excelență. Adică dacă un copil este atât de bun la muzică, încât merită un 10, care să-i crească media generală, dă-i un 10. Dacă e dezinteresat de subiect, încearcă să-l captivezi cumva, fără să aibă presiunea notării și predă-i niște muzică. Pentru că altfel se întâmplă următoarele situații. În 9 cazuri din 10 sunt niște materii căzute în derizoriu unde toți copiii au 10 ca să nu le strice mediile și ca să nu... Da. Îi dă părinții în judecată. Da. Vezi cazul de față. Sau, rarisim, ce s-a întâmplat iată aici, în care un copil a luat nota 1 că n-a știut să scrie notele cu bemol pe care poate în anul anterior le-a predat al profesor și n-a pus la fel de mult accent, că materia, da, era din anul precedent. Corect? Așa zice în da, știre. Da. Că el a fost notat în clasa 6-a, da, sincer, și părinții au luat foc pentru că i s-au pus niște întrebări legate de materia din anul precedent. Și cum spui tu, dacă știi să scrii notele pe portativ, știi să le scrii forever sau nu știi niciodată. Exact. Adică, dacă serios, tu ai un profesor care nu pune preț pe asta și își face dar treaba, nu poți dar nu... să notezi în școală în funcție de că profesorul de anul trecut a fost mai bun sau mai puțin bun. Sunt niște aspecte la noi, că la noi nu sunt toate lucrurile normale, știi? Și atunci dacă îi strică media, dacă copilul ăsta e un copil de 10, prin absurd,
și are numai medii de 9 și de 10 la școală și are o notă de 1 la muzică care îi prăbușește toată media și îl privează eventual de o bursă sau de recunoaștere. Vezi, de aia doamna Ligia Deca a inventat bursa de merit pentru repetenți. Acum, că practic... Zici, păi. Da, practic nu contează nota asta de 1, că tot poate să ia bursă de merit. Înțeleg ce spui. Există un fond corect în ceea ce spui tu. Sunt materii care vrem, nu vrem, chiar nu vrem să jignim pe nimeni, niciun profesor. Din moment ce ele nu sunt cruciale pentru liceu, pentru admitere, pentru bacalaureat, evident că pentru elevii... viață, mă, pentru... că asta... Nu te supăra. Nu, pentru viață nu. Pentru aceste examene, unde elevii trebuie să bifeze note mari și trebuie să, evident, să-și concentreze eforturile pe aceste materii. N-ai ce-i face, așa e și sistemul și evident că aceste materii sunt privite, cum să spun, sunt considerate secundare. Dar ori nu le mai notăm deloc. Așa își face. Ori dăm 10 numai așa că am venit la oră, cum se întâmplă la religie, înțeleg. Ceea ce are nu e în regulă. Vezi, biserica știe cum se face treaba. Da, da, da. Adică biserica, interesul bisericii este să vii la ora de religie. Da, că se ridică media. Da, dăm note de 10 la toată lumea și vine toată lumea, nu facem chestii de-astea. Îi întrebăm acum de geneză, geneza s-a învățat anul trecut. Dacă nu știe, parcă îi dăm 1 și ce facem? Nu mai vine la ora de religie. Vezi, ar fi de învățat. Biserica știe, tată. Corect. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.